În urmă cu câteva zile, primarul municipiului Botoșan spunea că atât apa cât și o stație de epurare lipsesc cu desăvârșire de la blocurile ANL construite pe terenurile armatei. Mai mult decât atât, a declarat despre fosta administrație că nu a analizat așa cum trebuie situația construirii locuințelor. Eu am făcut o paralelă așa în timp. Ștefan cel Mare, când vrea să facă o mănăstire, trăgea cu arcul și acolo unde cădea săgeata, spunea acolo ridicăm o mănăstire. Aici domnul Mazăre cu fostul primar s-au dus, au pus o cărămidă și au spus că aici facem blocuri ANL. Afirmațiile acestuia au fost atacate în ședința de astăzi de către viceprimarul Cosmin Andrei. Îl acuzați pe domnul Portaru că a ales nepotrivit terenul pentru construirea acestor locuințe, pentru că nu ar fi apă în zonă. Eu vreau să vă spun la fel de plastic și dumneavoastră ați tras cu arcul pe 22 septembrie 2010, când făceați demersuri pentru a prelua aceste terenuri de la armată, și la fel era situația, nici atunci nu era apă, nu este nici astăzi. Suma de astăzi, de 162.000 de lei, alocată pentru locuințele din Ior Dăchescu, poate ar fi fost mai potrivit să o alocăm pentru aceste locuințe. Primarul Cătălin Flutur i-a răspuns însă viceprimarului că banii nu pot fi folosiți decât pentru locuințele sociale. Banii care i-am prins astăzi pentru rectificarea de buget sunt bani cu destinație specială veniți de la Guvernul României, doar pentru locuințele sociale din Ior Dăchescu. În schimbul de replici ale celor doi a intervenit și consilierul Mihai Tincu, care i-a cerut primarului să acorde o atenție sporită acestei investiții. Avem toate șansele să-l prindă iarna terminată, fără cap și fără coadă, fără apă și fără stații de curat. Eu vă rog frumos să veniți în fața Consiliului Local cu propuneri concrete pentru această investiție. Răspunsul primarului a fost că, doar susținut de consilierii locali și luând cele mai bune decizii, situația va fi rezolvată.